Bună, Capricorn, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca pentru această perioadă să explorăm, să vedem, de fapt, care sunt energiile pentru tine din momentul din care tu deschizi acest video. Dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmit lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să-mi scrii în secțiunea de comentarii sau pe adresa mea de e-mail. O aveți în descrierea acestui videoclip. Acesta fiind spus, se invocă aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și să vedem pentru tine care este mesajul. Lucrează, work through your feelings. Cumva să îți găsești puterea de a lucra indiferent de sentimentele pe care tu le ai, puterea de a le sorta de asemenea sentimentele, trăirile tale. Ultimul pătrar de lună în zodia berbec, poți să ai de-a face cu un berbec sau să ai pe harta ta natală. De asemenea, avem aici și balanță, lună plină în balanță. Găsește un echilibru, găsește o balanță în viața ta. Okay? Și foarte frumos acest card. Toate cardurile sunt frumoase, dar mai ales acest card cu felul în care sunt reprezentate în imagine simbolurile. Ok, hai să văd din oracolul frunzelor de ceai ce avem aici. Butoiul. Simți că ceva lipsește în viața ta, poate dragoste, poate bani, poate scopuri, obiective. Încă un mesaj pentru tine. Dezvoltare spirituală, iluminare, înțelegere. Iarăși văd aici această torță. Tigrul. Poți să faci ceva riscant, să îți asumi un anume risc, iar la baza pachetului avem fluturele. O schimbare în bine, deci tot răul e spre bine. Chiar dacă tu simți că ceva lipsește, parcă ești îndemnat să acționezi, pentru că ai parte de susținere din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al divinității, ok? Și da, vine o schimbare în bine în direcția ta. Hai să vedem tarotul. Mesaje importante, mesaje relevante pentru tine, ca tu să le cunoști, care să te ghideze, poate chiar să te inspire în această perioadă. Care sunt aceste mesaje? Asul de cupe. Asul de cupe vine cu deschiderea inimii, cu un nou început plin, 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 aproape că se revarsă și chiar se revarsă cu dragoste. Asul de monede, 10 de monede, 8 de bâte, cavalerul de bâte. Poți ai de-a face cu un săgetător, cineva care să îți aducă anumite vești foarte stabilizante așa în viața ta, să îți aducă oportunități. Aceste noi începuturi cu stabilitate pentru tine. Roata norocului este în deschiderea etalării tale, în situația pentru începutul acestei perioade, pajul de monede,
doi de spade, parcă nu vezi lucrurile chiar așa cum sunt, avem în subconștientul tău, 5 de monede în trecutul tău, 10 de cupe în mintea ta, 5 de cupe în viitorul apropiat, 6 de monede, lumea în exterior, poți ai de-a face cu un semn fix, 7 de cupe, avem aici în frica sau speranța ta și cavalerul de monede. Încet și sigur te miști către ceea ce tu îți dorești. E important să îți sortezi sentimentele, ok? Poate să îți stabilești anumite obiective. Energia generală a acestei citiri e această chakra a inimii deschise. Acest nou început plin cu dragoste, plin cu iubire, această cupă plină cu iubire și care chiar se revarsă, inima ta vindecată. Poți să ai parte de anumite dezamăgiri și asta pentru că sunt lucruri pe care tu încă nu le vezi, dar încet și sigur te îndrepți către ceva frumos aici. Poate chiar în familie, în dragoste. Ok. Hai să vedem roata norocului. Asta îmi spune că tu ai parte de noroc în această perioadă. Pot să vină și anumite schimbări. Divinitatea îți este de partea ta. De ce roata norocului? Luna. O femeie poate fi relevantă pentru tine, poate fi un rac sau un pești sau o anumită dezamăgire, dar toate astea se schimbă, vezi tu, pentru că avem roata norocului. Roata norocului se mișcă în continuu și în funcție de ceea ce tu ai emanat așa în univers, asta primești. Noi nu primim ceea ce așteptăm să primim, ci primim ceea ce suntem, nu? Ceea ce emanăm, în primul rând ceea ce suntem. De ce acest paj de monede? Lumea și regele de monede. Poate fi o oportunitate, dar nu știu de ce e, nu știu dacă este în blocaj sau în ajutorul tău. Poate fi ceva la muncă, ok? Ceva la distanță iarăși, poți să lucrezi călătorind chiar pentru unii dintre voi. Ceva care îți cere efort, dar totuși acest rege de monede reprezintă un personaj valoros, care are parte de securitate, care este și foarte, foarte generos, foarte abundent, okay? Deci ceva cu abundență. Și aici am să te rog să stabilești tu dacă este în ajutorul sau blocajul tău. Cred eu că este în ajutorul tău. Sunt energii frumoase aici. Hai să văd de ce acest doi de spade în subconștientul tău, ceva ce tu blochezi și nu vezi, 6 de cupe, ceva din trecut, un suflet pereche, de ce 6 de cupe, 2 de cupe, da, un suflet pereche, ceva ce tu ai manifestat, dar parcă a venit prea târziu, nu mai vrei acest lucru. Văd și magicianul. 5 de monede este în lași în trecut. Acea perioadă de lipsuri, acea perioadă de nesiguranță, de lipsă financiară chiar, da, materială, cheltuieli, foarte multe. Regele de bâte, poți să ai de a face cu un semn de foc, leu, berbec, săgetător sau cum doriți voi, în ce ordine vă doriți voi, berbec, leu, săgetător, în mod normal așa ar fi trebuit să spun.
Dar ai traversat această perioadă în care poate v-ați simțit, amândoi, v-ați simțit așa... în lipsă, în singurătate, unul față de celălalt. Cred că împreună ați traversat asta în trecut. În mintea ta, tu te gândești la 10 de cupe... 10 de cupe, de ce 10 de cupe? Această familie fericită, eremitul, fecioară, reprezintă zodia fecioară. Poate îți dorești să ajuți pe cineva. Sau poate la asta te gândești, te gândești la acest 10 de cupe de care cineva are parte. De ce eremitul? 6 de monede. Și din nou cavalerul de monede. Poți ai de-a face, cum am spus, cu un semn de pământ sau un semn de foc, mai văd aici. Da. 5 de cupe în viitorul apropiat, o dezamăgire, ceva regret în legătură cu trecutul tău, aceste cupe sparte, dar ceva ce tu în același timp nu observi. Și văd asta și în subconștient și în viitorul apropiat. Marea preoteasă. Ceva ce tu intuiești, totuși. Sau despre această, o dezamăgire în legătură cu această mare preoteasă, această persoană foarte intuitivă, poate fi un pești, rac, scorpion. De ce Marea Preoteasă? Ce vrea să spună acest card, Marea Preoteasă? 8 de monede. Cred că afli niște vești tu aici care te dezamăgesc despre această mare preoteasă sau vezi tu cum aplici în așa fel încât să o persoană foarte retrasă. Șase de monede este în starea ta. De ce șase de monede? 4 de monede. Parcă nu mai vrei să dai atât de mult. De ce 4 de monede? Vrei să economisești în ceea ce privește finanțele? De ce 4 de monede? Diavolul este energia ta. Parcă nu mai vrei să dai din casă atât de mult. Ai obosit. Și parcă cineva din exterior te provoacă așa, îmi vine să spun. Lumea, de ce lumea în exterior, regina de bâte, poate fi un semn de foc, o energie feminină de foc, leu, berbec, săgetător. Și justiția. Un contract care se termină, lumea, de ce lumea și regina de bâte? 6 de spade, dar lucrurile se îndreaptă spre bine aici. Și e în legătură cu o dezamăgire a ta din trecut. Văd și din nou 5 de cupe la baza pachetului aici. 7 de cupe este în frica sau speranța ta. Soarele, te gândești la un leu poate? Sau cum să ai parte de succes? Ceva te face să te simți blocat.
Dar vezi tu, 7 de cupe, da, poate să vină cu confuzie, fiind în frica sau speranța ta, vine cu oportunități, vine cu alegeri de făcut în viața ta și nu toate sunt cele mai potrivite pentru tine. Îți dorești să ai parte de claritate în viața ta. Cavalerul de monede este un rezultatul posibil obținut. Acest cavaler de monede, cum am spus, reprezintă energia ta, energie de pământ. Te eliberezi de bagaje, poate încet, de bagajele ce nu îți mai folosesc. Poate încet, destul de încet, mă repet. Cavalerul de monede se îndreaptă totuși în direcția dorită și este o persoană de încredere. Moartea, un scorpion. Pot să apară anumite blocaje aici. Cavalerul de monede de multe ori poate să se simtă blocat, deși el înaintează, dar foarte încet, cu pasul melcului. Și asta pentru că e necesară o transformare sau poate să fie aici un scorpion care interferează, care intervine și văd și acest card al spânzuratului. De ce moartea? Spânzuratul poate reprezenta un pești, iarăși. De ce moartea și cavalerul de monede? De ce moartea și cavalerul de monede? Nebunul. Un berbec. Sau e vorba de un nou început care, pentru a se manifesta, cere o transformare așa ca din temelii. O schimbare foarte profundă. Care este sfatul pentru tine, Capricorn? Care este sfatul? 8 de monede. Să ieși din mintea ta, să nu îți pierzi credința, ok? Există steaua aici. Există speranță, există posibilitatea de vindecare, să nu rămâi blocat în mintea ta. Ok, cu acest 8 de spade, să nu te autoizolezi iarăși. De ce 8 de spade în sfatul divinității pentru tine? 10 de bute. Da, să depui efort pentru a ieși din acest blocaj, pentru că văd și un anume blocaj aici cu 2 de spade în subconștientul tău. Ok, cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper să ajute, sper să fie de folos. M-am mai spus și la celelalte semne zodiacale. Nu am mai ales persoanele din comentarii pentru a face scurte citiri personale, pentru că am găsit că după atâta timp în care eu nu am mai postat, e nu știu cât este de util și pentru mine și pentru voi, că e posibil ca persoana respectivă nici să nu urmărească. De aceea, dacă o să vă doriți și voi, îmi lăsați în comentarii dacă vreți să intru live, ok? Să stabilim o oră împreună și să răspundem la întrebările voastre, să găsim răspuns la întrebările voastre prin intermediul cărților. Dacă vă doriți, bineînțeles, dacă există cerere. Ok, vă îmbrățișez, vă doresc toate bune și de folos pentru voi și ne vedem curând. Pa, pa!